Astăzi vă propun o rețetă foarte simplă, chiar dacă pare complicată, este ușor de făcut, fără coacere, din ingrediente pe care chiar le aveți la îndemână sau le puteți procura. Haideți să ne apucăm să facem. Vom pune laptele la încălzit. Eu prima dată când am transformat această rețetă am făcut-o cu apă minerală. Punem laptele la încălzit. Avem aici lapte de soia. Da, puteți pune de migdale, de cocos, de ovăz, de orz. Lăsăm să se încălzească. Și aici avem praf de budincă de vanilie pe care îl vom dizolva în laptele rece rămas. Este foarte important să arate mâncarea bine în farfurie. Pe lângă faptul că e gustoasă, trebuie să fie și aspectoasă. De multe ori, chiar dacă mâncarea e gustoasă, parcă nu poți să o mănânci când o vezi că nu are un aspect plăcut. Aici vom pune un praf de sare. Eu totdeauna folosesc puțină sare, chiar și în cremele de prăjituri și în aluaturile de prăjituri folosesc puțină sare pentru că potențiază gustul și aroma prăjiturii. Dizolvăm praful de budincă în puțin lapte rece și aici vom adăuga și zahărul. După ce am dizolvat praful de budincă în laptele de soia, o să-l punem peste laptele cald din oală și să facem crema. Această cremă, care o facem acum din budincă cu lapte, suplinește crema originală de la tortul diplomat, care se face din ouă, un pic de făină sau amidon și lapte. În general, acest tort îl preparăm în sărbătorile care cad în timpul postului, la hramuri sau la evenimente mai speciale. Trebuie să ținem crema pe foc până ajunge în punctul de fierbere. Acum oprim focul, o transferăm aici pe masă și o să lăsăm să se răcească puțin. Între timp adăugăm și agar-agar în această cremă. După ce am adăugat agar-agar, vom lăsa crema să se răcească până va ajunge la temperatura camerei. Până se răcește crema, o să batem frișca. Aici avem frișcă vegetală. Frișca este gata, ne vom îndrepta atenția către fructe. Aici avem ananas din compot, deja l-am pus la scurs. Și din zeama de ananas vom face un sirop în care vom siropa biscuiții. Și peste ananas vom pune portocale, mandarine, kiwi, ce aveți în casă. Și atunci începem să curățăm portocalele, fructele sunt spălate în prealabil, curățate. Și le vom curăța și tăia după cum dorim. Am terminat cu fructele, vom însiropa biscuiții. Avem aici zeama de la compotul de ananas, un pic de lapte de soia. Și puțin zahăr. Putem folosi zahăr de trestie, de miere de albine, orice alternativă la zahăr. Și puțină esență de vanilie. Acum însiropăm biscuiții în acest sirop. Și vă punem tavă în loc de blat.
Un strat de biscuiți este suficient, aceasta va fi baza. Mai adăugăm un pic de sirop. Și lăsăm biscuiții să se siropeze bine și ne vom ocupa de cremă. Crema noastră s-a răcorit și o să începem să o punem peste frișcă. Începem să o batem puțin singură și apoi o să adăugăm frișca. O să amestecăm până se omogenizează frișca cu crema. Vom opri puțină cremă simplă pentru ornat deasupra și cealaltă cremă o vom amesteca cu fructele și vom încheia tortul. Adăugăm fructele în cremă, incorporăm fructele până se omogenizează. Și apoi punem în tavă cuiți. De obicei, tortul diplomat are gust de vanilie, de aceea am ales să folosesc budinca cu gust de vanilie, dar se poate prepara și cu budincă cu ciocolată, cu căpșuni, fiecare poate să prepare cu ce are la îndemână și cu ce îi place. Mai adăugăm și un strat de biscuiți la final și o să mergem cu prăjitura la rece. După câteva ore putem să o mâncăm. Dar înainte de asta va trebui să o urnăm puțin, să aibă și un aspect plăcut. Mai adăugăm un surplus de sirop ca să se umeie bine biscuiții. Acum vom pune folie deasupra și vom pune la frigider pentru câteva ore. Apoi vom putea servi. Tortul s-a răcit și o să-l punem pe tavă, o să-l răsturnăm și încercăm să-l ornăm puțin. Vom îmbrăca tortul sau prăjitura cu crema pe care am oprit-o. Facem un model cu această spatulă și apoi din fructele rămase vom încerca să încropim un ornament. Acesta este desertul nostru de post. E benefic atât pentru vegani, cât și un desert foarte reușit pentru zilele de post. Sper să vă placă și să încercați și voi această rețetă. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.